Iar statul român nu prea pare să știe să-și încaseze taxele. Un exemplu ar fi cele pe care Ministerul Finanțelor ar trebui să le încaseze de la platformele de streaming media, cum sunt Netflix, HBO Go, Amazon sau Voyo. Specialiștii în fiscalitate spun că taxele există de la începutul acestei luni, însă nu este clar cum platformele respective își declară veniturile pe baza cărora să fie taxate. Furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, cum ar fi Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video sau Voyo, sunt obligați începând cu luna iulie 2022 să plătească o taxă pentru veniturile obținute de la utilizatorii români pentru vizionarea de filme online, cunoscută drept taxa Netflix. Legea care instituie această obligație a fost adoptată recent de Parlamentul României și a intrat în vigoare pe 3 iulie. Taxa a fost menținută la nivelul din proiectul inițial, respectiv 4% din veniturile menționate, deși în urma dezbaterilor din Senat, prima cameră sesizată fusese redusă la 2%. Baza de calcul a taxei de 4% este formată din veniturile obținute de operatorii vizați de la utilizatorii români, din tranzacții unice sau sub formă de abonament. Aceasta se va aplica și entităților nerezidente, care nu au filiale înregistrate în România, însă doar pe veniturile obținute din țara noastră. Pe de altă parte, platformele care obțin venituri anuale mai mici de 65.000 de euro sau au un nivel de audiență sub 1% raportat la numărul total de abonați din România, vor fi exceptate conform actului normativ menționat. Însă statul se izbește de o problemă, după cum arată specialiștii în fiscalitatea de la Deloitte. Procedura de declarare și plată încă nu a fost pusă la dispoziția contribuabililor. Mai mult, textul de lege creează confuzie în rândul societăților vizate. Pe de o parte, prevede că termenul de declarare și plată este 25 a lunii următoare obținerii veniturilor, iar pe de altă parte conține o mențiune potrivit căreia furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere au obligația să declare și să transfere către Centrul Național al Cinematografiei taxa de 4% pe bază trimestrială în termen de 30 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru, arată Ana Petrescu-Mujdei, manager senior la Deloitte România. Impozitarea economiei digitale este în discuție de mulți ani la nivel global, iar statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică au ajuns în 2021 la un acord pe doi piloni, care are drept scop inclusiv impozitarea companiilor din domeniu și distribuirea unor cote din impozitul pe profit către țările din care acestea obțin veniturile. Însă, prin semnarea acordului, statele care au introdus unilateral taxe digitale se obligă să le elimine în momentul în care vor introduce în legislație locală prevederile convenite la nivelul OCDE.